Astăzi vom citi povestea Greierile și furnica. Era vara, soarele ardea. Greierile se odihnea în casa lui, uitându-se la sărăcuțele furnicuțe transpirate care cărau semințe pentru zilele grele ce urmau să vină. În scurt timp, greierile plictisit au început să cânte cântece vesele. Uitându-se la o furnică, i-a spus râzând: "Bună furnicuță, de ce lucrezi așa din greu? Stai puțin să asculți cântecul meu." Fără să se oprească din muncă, furnicuța i-a răspuns: "Nu pot." Vara, toate furnicuțele adună semințe. Repede, furnicuța a ajuns pe dealul furnicuțelor, unde se afla mușuroiul ei. Nu avea timp de pierdut. În fiecare zi, fiecare furnicuță trebuia să aducă în depozit 60 de semințe. Vara s-a sfârșit și a venit toamna. Împreună cu toamna au venit și vânturile. În timp ce furnicuțele erau bucuroase deoarece cămara lor era plină de bunătăți, greierele striga: "Ce groaznic! Vântul este puternic!" După toamnă a urmat iarna. Au început frigurile și pădurea a fost învelită de fulgi de nea. Greierele era întins pe o mătură rece și tremura de frig. Câmpul era acoperit de zăpadă și nu exista nimic de mâncare. Greierile nu mai mâncase de ceva timp. "Ce fac acum? Unde să merg?" În momentul acela și-a amintit de furnicuță. "Bună furnicuță! Ar fi foarte amabil din partea ta să-mi dai ceva de mâncare." Atunci furnicuța i-a răspuns: "Toată vara ai cântat și ai dansat. Greierele, cu părere de rău, i-a spus: "Am greșit, iartă-mă. Acum știu că există timp atât pentru muncă, cât și pentru distracție." Încet, încet, greierile și-a revenit și, ca să le mulțumească furnicuțelor, le-a cântat: